Ce preot citește rugăciunea de dezlegare a comuniei? Aceasta este întrebarea pe care mi-a adresat-o o doamnă și ea zice dacă o pot ajuta să găsească un preot care citește dezlegarea comuniei, pentru că ea deja are certificat de la metropolie. Eu sunt pastorul Vasile Filat și răspund online pentru cei care doresc să cunoască învățătura Domnului nostru Iisus Hristos așa cum a fost dată ea de Mântuitorul și de Sfinții Apostoli și a fost dată odată pentru totdeauna ca să fie ținut așa. Ea se găsește scrisă pe paginile Sfintei Scripturi și eu vă răspund din Sfintele Scripturi. Bun, hai mai întâi să vedem ce este rugăciunea aceasta de dezlegare a comuniei. Nu este o practică biblică, nu o să o găsiți nicăieri în Biblie, deci ce înseamnă asta? Când o persoană nu se poate căsători și crede că cineva i-a făcut un blestem, a blestemat-o ca să nu poată forma o familie, să nu se poată căsători. Și atunci persoana respectivă vine la preot și cere să-i fie anulat blestemul acesta, să fie eliberat de blestemul acesta ca să se poată căsători. M-am uitat să văd pe site-uri ortodoxe. Am văzut pe Moldova Ortodox, este așa un site și iată acolo scrie că preotul Teofil Paraian, el are acolo, este un interviu cu preotul acesta, și preotul spune că nu există o rugăciune de dezlegare a comuniei, nu există așa ceva. El zice, este o rugăciune pentru eliberarea de blestem în general, dar nu în particular pentru eliberarea de blestem, asta ceea ce e numit dezlegare a comuniei. Bine, doamnă, eu ce vreau să vă spun, că blestemele există, ele sunt foarte reale, dar este reală eliberarea deplină, totală de blesteme. Iată, oamenii în vechime, păgânii, ei au fost implicați în foarte multe practici idolatre, rele, diavolești, diabolice. Și atunci, în orașul Efes, de exemplu, tot așa a fost. Apostolul Pavel spune, după ce au devenit creștini, au scos în stradă și au ars cărți într-o mare sumă de bani. Cei care au devenit creștini au scos și le-au ars public, ca să știe toată lumea că ei s-au detașat de așa ceva, s-au dezis de așa ceva. Dar, iată, când le scrie scrisoare creștinilor din Efes, Apostolul Pavel spune așa, voi sunteți binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Deci oamenii aceștia când au crezut în Domnul Iisus Hristos, ei au fost eliberați de orice fel de blestem și dacă cineva le-a fi făcut blestem ca să nu poată forma o familie, să nu se poată căsători, apoi ei au fost eliberați de orice blestem și au fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Și dacă dumneavoastră veți face același lucru, dacă veți alege să-L urmați deplin pe Domnul Iisus Hristos și învățătura Lui, așa cum a fost ea lăsată pe paginile Sfintei Scripturi de Sfinții Apostoli, care au înregistrat-o așa învățătura, fiind călăuziți de Duhul Sfânt, ei au înregistrat învățătura așa cum a fost dată. Ei bine, dacă veți alege și dumneavoastră să urmați învățătura aceasta, veți alege să vă pocăiți, să vă nașteți din nou, veți primi Duhul Sfânt și vă veți face părtașă la tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești și veți fi eliberată absolut de sub orice blestem. Acum să vă mai spun ceva. Faptul că un om se căsătorește sau nu se căsătorește nu este un blestem. De altfel, uitați-vă câte persoane s-au căsătorit, dar ele s-au căsătorit cu persoane care le-au făcut viața amară de tot și nici nu știi dacă nu este un blestem aceea când te uiți cu cine s-au căsătorit ei. În Scriptură, la 1 Corinteni, capitolul 7, Apostolul Pavel spune că este un dar și una și alta, și să te căsătorești și să nu te căsătorești. Și nu-i nimic rău, ba chiar el în capitolul acesta recomandă celor care pot rămâne necăsătoriți, rămâne necăsătoriți ca să se dedice deplin slujirii lui Dumnezeu, să-i slujească lui Dumnezeu cu tot ce sunt ei, cu tot ce pot ei. Așa că nu trebuie să vă faceți din această problemă, dar dacă totuși credeți că vreți să aveți o familie, vă doriți o familie și credeți că aveți nevoie să vă căsătoriți, atunci aplicați sfatul ăsta care vi-l dă Dumnezeu, porunca aceasta care o dă Dumnezeu, în epistola către
Filipeni, la capitolul 4, acolo spune, nu vă îngrijorați de nimic. Deci nu te îngrijora că vei rămâne necăsătorită sau nu știu ce, că vei rămâne singură, că foarte mulți se tem, vor să se căsătorească ca să nu rămână singuri. Dar ia uitați-vă în jur, câți oameni au rămas singuri, au fost căsătoriți, dar au rămas singuri. Și invers, cei care au slujit în Biserica lui Hristos și au avut caractere frumoase și au slujit cu tot ce au putut ei singuri, nu rămân niciodată. Oamenii care s-au dăruit altora singuri nu rămân. Ei, la Filipeni acolo spune așa, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu rugăciuni și mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere omenească, vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Și asta doriți să aveți cel mai mult. Deci, iată, asta e răspunsul pe care vi-l dau. Și nu trebuie să mai căutați un preot care să vă facă dezlegare, pentru că zice acolo preotul pe care l-am citat că astea sunt niște șarlatanii. Nu vreți să ajungeți la șarlatani. Alegeți mai bine să fiți eliberate de toate, de orice blesteme, să fiți eliberate prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos, prin naștere din nou, prin botezul cu Duhul Sfânt și să urmați învățătura Mântuitorului pentru restul vieții, ca să aveți parte de moștenire în împărăția Lui. Așa să vă ajute Dumnezeu. Dacă vă mai pot răspunde la, mai aveți întrebări la care doriți să vă răspund, o voi face cu bucurie în măsura harului pe care mi l-a dat Dumnezeu și a cunoștinței pe care mi le-a dat El din Sfintele Scripturi. Nu ezitați să trimiteți întrebarea dumneavoastră. Eu tare mult vreau să vă recomand să studiați un curs biblic ca să vă pregătiți pentru căsătorie. Dacă vreți să vă căsătoriți, atunci să fiți pregătită. Și cursul se numește Într-o zi mă voi căsători. Este un curs biblic care vă va ajuta să vă pregătiți în toate aspectele pentru căsătorie și când veți intra în căsătorie, să fiți fericit acolo. Așa să vă ajute Dumnezeu. Pace multă!